și am văzut cum s-a pus microchipul cu injecția la mâna dreaptă, că și-o acceptat. Și s-a dat un card, cu cardul ăla te bagi la lucru, cu ăla ieși, ăla la bancă, cu acela bun și acela cumpli. Adică aici începe, 3 ani jumătate, începe aceasta cu microchipul care să fie oamenii se primească. La 3 ani jumătate va veni, repede vor primi acestea care vor primi microchipul, vor primi și semnul fiare 666. Domnul Moștințat, care primesc acest vaccin și acest microchip, deci va pierde, și primește vaccinul, primește un, face un păcat din ascultare, un păcat care duce trupul la moarte și îl va duce la judecată că nu au ascultat de Dumnezeu, de Domnul Hristos și de Duhul Sfânt. Dar cei ce primesc microchipul, aceștia nu va fi iertați, că slabătă de Iisus și credința de Dumnezeu, Domnul Hristos, aceștia nu va fi iertați, vor merge la judecată veșnică. Și cei ce primesc mică semnul fiare, este ca și aceea ce au culit Duhul Sfânt. Nu va fi iertat aici și nici în veșnicie. Acum mă întorc la descoperirea despre acest vaccin. Despre acest vaccin și care l-am văzut în vedenie, în culoarea, adică galben, verziu, așa, ca fosforul noapte care strălucește, acela lichid va fi în corp pentru microchipul care va funcționa cu alte condiții de legea lor și nu va fi omul normal la minte. Apoi am fost dus în Portland, acolo am avut descoperire despre acest și Domnul zis, acest vaccin, poporul de legământ care are credința de fără, să nu primească acest vaccin, că este înșelăciunea pentru sufletul lor și trupul lor va fi dus la, la pedeapsă, la boli, îmbolnăviri și la moarte, și care va rămânea pentru timpul acela, vor primi și microchipul și vor primi și semnul fiare. Și se vor lepăda de credința adevărul, care nu mai este iertare pentru ei. În Portland m-a arătat domnul al doilea vaccin, care era mare siringa aceea, șprițul acela, acul acela, mare, mare, puternic. Și întrebat pe domnul ce înseamnă această siringă așa mare. Și Duhul Domnului a vorbit așa, iată vine legea, cu legea care se va impune în adunări, în biserică și la poporul creștin care au credința adevărul Domnului Iisus Hristos, ca să primească acest vaccin, chiar și predicatorii, să le predică că e bun, că e binecuvântare de la Dumnezeu, că Dumnezeu le face dreptate, îi apără. Domnul a spus că sunt mincinoși, că Dumnezeu nu le-a dat nicio poruncă în felul acesta, nicio descoperire, că nu le au și nici nu le crede ei, dar sunt plătiți și vreau să primească plata de la guvern și de la cultul lor să fie condus în felul acesta, să primească, să convingă, să primească vaccinul aceasta prin predicile lor. Domnul a spus că nu-i creadă că sunt lupi îmbrăcați în piei de oi. Sunt slujitori mincinoși, puși de oameni, de lege și votați de ei. N-au nicio ungere de la Dumnezeu și nici nu-i folosește Dumnezeu. Atunci Domnul a vorbit că poporul de legământ să nu acceptă lucrul acesta, Dumnezeu în stare să-și apere poporul, cum l-a apărat pe Israel în Egipt și cum l-a izbevit acolo și l-a dus în pustie și i-a dat toate lucrurile necesare ce au avut nevoie în fiecare zi. Amin. Dar cei credincioși care au rămas adevărați, au intrat în țara făgădinței. Cu mult mai mult, Dumnezeu va face care cred în Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos Domnul, îi va apăra, au venit lumină peste cei ce au tărâs, urmează pe Domnul Hristos să nu acceptă vaccinul acesta, care este înșelăciunea, care duce la pierzare și sufletul și trupul la moarte, la îmbolnăviri, la pedeapsă. Atunci am văzut care fricoși și necredincioși care au acceptat să le meargă treaba bine, să le meargă business-ul cu babi, cu moșile și orice afaceri ce ar avea, au acceptat ca să le meargă în partea aceasta, chiar și din biserici vor accepta locul acesta. Feluite felul de a primi metodul acesta de a primi vaccin. Și Domnul a spus, s-au pierdut salvarea și mântuirea și pentru ei așteaptă judecata până că a tăgăduit adevărul lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, ungerea, care ei nu sunt sub ungerea lui Dumnezeu. Singur se vor duce la pierzare. Și am văzut întunericul care i-au cotropit, i-au copleșit și i-au dus în alte direcții cu acea vaccină
ce s-a întâmplat mai departe. A treia vaccină a venit iarăși, am văzut acum un om stând în picioare, dar este mort. E trupesc, adică carne, dar e moartă. Și întreb, ce înseamnă trupul acesta mort? Dar tot trupul acesta era injectat de aceste vaccine care ducea trupul la îmbolnăvire și la moarte. Și care acest păcat făcut este împotriva sufletului, că nu a ascultat de Dumnezeu. Și a acceptat să fie vaccinat și a fi pedepsit cu moarte. Că Dumnezeu a lăsat trupul să fie templul Duhului Sfânt. Că cine distruge trupul acesta, Dumnezeu va judeca. Acești oameni nu au fost credincioși. Nu au fost credincioși la lucrurile viacului acesta, la plăcerile lor, la binele lor, să le meargă treaba bine, predice să le fie după planul lor și așa să fie acceptat, dar s-au dus la pierzare că n-au iubit cuvântul, adevărul descoperirii a Duhului Sfânt, care i-a înștiințat Dumnezeu, îl lasă să meargă la judecată. Așa, după ce am văzut pe cei credincioși și adevărați o lumină puternică i-au plătit, care au fost îmbrăcați în alb, o mână mare, o palmă puternică care i-au ocrotit deasupra și îngeri care i-au înconjurat, care au fost temători de Dumnezeu, au fost duși în alte parte, protejați și binecuvântați, care sunt de Dumnezeu, care au ascultat de Dumnezeu, care au acceptat vaccina aceasta care este legată cu păcatul, cu fără de lege, cu lucrurile globale și lucrurile care duce la pierzare, la moarte și la judecată. Dumnezeu a apărat poporului. Dumnezeu a arătat și alte lucrări, o capcană care vine, o capcană peste biserici cu o lege de capcană, se prinde în capcană. De aceia care nu au acceptat vaccinul acesta să se primească vaccinul. Și am văzut cum au fost prinși mulți în capcană. Și Domnul a spus așa, orice cine care are un păcat și îl duce la moarte, îl va prinde în această capcană. Dar cine are și să crește, să pocăiește acest păcat, se întoarce la Dumnezeu, va fi iertat și Dumnezeu va punea lumină și va făcut așa verigi de aur. Pe fiecare au pus verigi așa de aur care au scăpat de păcatul acesta și l-au crezut să primească vaccinul și legea aceasta. Au fost legați cu lanțul de aur fiecare în trupul lor, au împlinit porunca Domnului Hristos. S-au iubit unii pe alții, au iubit pe Domnul Hristos și Duhul Sfânt i-a dat putere să fie liber de aceasta capcană. Și Dumnezeu, am zis, îngerii și Duhul Sfânt, cum trecea toți care erau prinși în lanțul de verigile de aur, în inimile lor și în trupurile lor, erau prinși tras sus către cer. Dumnezeu îi va bevi pe cei credincioși și care să căiesc să pocăiesc de păcatul acesta, această capcană. Și atunci Domnul a spus că această capcană e o lege care a fi dată, pusă în multe adunări, ca mulți să fie prinși și înșelat pe să-l fie dus la pierzare. Dar cine să crezi și să pocăiesc să nu primească această capcană și aceste porunci ale lor, vor fi salvat. Dar care s-au aflat cu păcatul în ei și au fost legat cu verigi negre de acele rău, nu s-a coi, nu s-a pocăit că spune nu va fi nimic, nu e adevărat, asta nu-i de la Dumnezeu. Singuri s-au înșelat și au fost prins, au fost duși, tras de lanțul acesta, așa, un adânc de întuneric, care merg la groapa pierzării și așteaptă judecat. Așa sunt aceia care nu se crezi. Nu te pocăiți de păcatul care îl au și nu se lasă și te gândesc că adevărul a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, ești deja dus să fie judecat. Dar ferici aceia care s-au crezut, s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu cu toată inima și au început să primească cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu, au devenit ferici, legați unii cu alții, uniți în Iisus Hristos, Domnul și puterea Duhului Sfânt îi trecea către cer și au venit îngeri, s-au coborât în ajutor celor credincioși sfinți adevărați care au viața din Dumnezeu în ascultare. Aceste lucruri au fost arătate și Domnul m-a spus să înștiințeze în orice loc sau dacă ați înregistrat lucrarea aceasta, dați-o cât mai mult și mai departe ca poporul să nu fie înșelat de această mișelie și de această lucru ce vreau. Duhul Sfânt, e Duhul Sfânt,
care ne iubește, Iisus Hristos Domnul, să fim temători, să fim neprihăniți, să ne lăsăm de orice păcat, înșelăciune, amăgire, lucrul acesta și de biserice care preaducă lucrul acesta, că e bună vaccina. Este niște șarlatani, mincinoși, anticriști, îmbrăcați în fie de oi, lupi. Dar cei sunt adevărați, aceia vorbesc adevărul și spune să nu primească lucrul acesta, că e legat cu micropicipul și cu anticristul, cu lumea pierzării. Dar noi suntem în lumea lui Dumnezeu, copiii Dumnezeu, care ascultăm de Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu în dușa adevăr și Duhul Sfânt ne descoperă cum se împlini cuvântul Dumnezeu prin darul lui Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e Duhul Sfânt și noi nimeni mare predicator decât Duhul Sfânt, care predică adevăr auzit de la Tatăl mai mult de 2000 de ani. Noi suntem în Biserica lui Iisus Hristos Domnul, nu în lume și cu lumea, ci cu Dumnezeu adevărat și Domnul nostru Iisus Hristos, și să zicem, Emanuel, Dumnezeu este cu noi.